Andrada, mulțumesc! În ajun de Crăciun, domeniul regal de la Săvârșin și-a deschis porțile pentru colindători. O parte din familia regală s-a reunit în jurul regelui Mihai și împreună au primit mesajul nașterii Domnului. N-au uitat nici de familiile nevoiașe. Ca în fiecare an, regele Mihai și principesa Margaret au împărțit peste 300 de daruri. Porțile castelului regal de la Săvârșin s-au deschis larg și în acest an pentru colindători. Ca de fiecare dată în ultimii 13 ani, regele Mihai I și-a întâmpinat personal oaspeții. La mulți ani! Primii colindători ajunși la castel au fost primiți la Muzeul Regal al Automobilului. Colindătorii i-au adus regelui și cadouri, cărți, icoane și o stemă regală brodată manual. Este o bucurie pentru noi toți că am putut să venim aici și să-i urăm majestății sale sărbători fericite, să-i aducem veștea nașterii Domnului nostru Iisus Hristos. Bucuria familiei regale nu este însă deplină, pentru că de la Săvârșin lipsește regina Ana. Sănătatea fragilă nu i-a permis să se întoarcă în țară, așa cum făcea anii trecuți, când supraveghea pregătirile de la castel. Regele Mihai I și principesa Margaret au împărțit și anul acesta de Crăciun 300 de pachete pentru familii nevoiașe din Săvârșin. Din păcate, nu pot să vin mai des. Dumnezeu să vă dea sănătate, sărbători fericite! Vă mulțumim mult de tot și un an nou fericit! Porțile domeniului regal vor rămâne deschise până în ziua de Crăciun pentru cei care vor să facă urări familiei regale.